Ne, nu putem străi. Nu știu dacă ați observat, dar sunt... în formă. Nu se vede că mă duc la sală, dar încerc, mă străduiesc să mă duc la sală. Încerc să mă stez într-o formă fizică care să-mi permită să pot un dialog cu oamenii cât timp îmi suc burta. Eu mă duc la sală doar ca să am tonusul fizic de a suge burta cât timp vorbesc cu voi. De asta mă duc eu la sală. Și m-am dus la sală și am aflat câteva chestii. În primul rând, mi-am dat seama că unul din exercițiile pe care noi îl facem la sală, sau voi îl faceți la sală dacă duceți la sală, se numește, pentru englezi, Romanian Deadlift. Nu știu dacă ați auzit treaba asta, noi îi spunem simplu îndreptări. Dar se numește Romanian Deadlift pentru tot restul lumii. Și este efectiv, iei bara și te îndrepți cu ea, ceea ce este reprezentarea fizică a unui român care ia porcul de Crăciun și îl pune corect în porbagajul Daciei 1500. Asta se întâmplă în aceste exerciții. Și mi-am dat seama că noi am brevetat foarte multe exerciții fără să ne dăm seama. Un al doilea exercițiu este ăsta, care este pentru triceps, dar de fapt este aruncatul caprei moarte în curtea vecinului. Aruncatul la vecin. Vă, care este ăsta, care zice că este ramat, dar este de fapt când încerci să fuți o grasă, dar n-ai putere în mâini. Îți scapă. După care mai este exercițiul pentru trapez, care este efectiv. Ridici umerii pentru trapez, dar este un exercițiu prin care un român nu știe chestii. Ce știi? Nu știu. De unde vii? Nu știu. Ești prost? Nu știu. Nu știe foarte multe chestii. Și cel mai bun exercițiu, de care probabil nu ați auzit, se numește, este un exercițiu pentru abdomene, se numește, o să-mi fac chestia asta, fiindcă este prostituție în toată legea, se numește bricege, sau un exercițiu pentru abdomene, efectiv, trebuie să faci bricege, dar pentru români este, când te-ai dus la ea, te-a prins bărbasul și te calcă cu tractorul. Înainte și înapoi. Și pe cap și pe burtă. Și faci multe de-astea. De-aia suntem noi un popor foarte fit. Hai că glumă asta a fost bună.